dacă un obiectiv are autorizație să schimbi proprietarul, trebuie două proprietari, trebuie să solicite o nouă autorizație. Nu. Deci, ca să se repetă unde domnul ne-a întrebat dacă un obiectiv, un proprietar, are autorizație și își schimbă proprietarul, dacă mai este valabil autorizație. Noi autorizăm construcții. Deci nu autorizăm societăți comerciale. Această autorizare a fondării firmelor se face repede primării. Așadar, autorizația este valabilă pentru construcția respectivă, atâta timp cât nu se aduc modificări, extinderi, modernizări. Mai era un aspect care ne-a străbat și este foarte relevant, pentru că poate că nu e spus cu subiectul predicat. Faptul că un obiectiv nu are autorizație de securitate la incendiu, nu implică oprirea funcționării. Așadar, autorizația nu este legată de oprirea funcționării. Oprirea funcționării se face în baza unei hotărâri de guvern 915, din 2015, apărută imediat după colectiv. Și în ea se prevăd condițiile care stau la baza eventualei opriri a unui obiectiv. Și acele condiții sunt valabile și pentru acele construcții care au autorizație și pentru cele care nu au autorizație. Ele se referă la depășirea numărului de utilizatori. Ceea ce a avut loc la colectiv, acolo era declarat la primărie un număr de 80 sau 100 și ceva și acolo erau de 4 ori mai mult. Așadar, depășirea cu 10% a numărului de utilizatori, constatată de către insuneați, conduce la oprirea funcționării. Reducerea gabaritului de evacuare, a căilor de evacuare. Deci dacă avem un hol și reducem prin elemente de construcție, da? Și el trebuia să ne asigure evacuarea pentru un anumit număr de persoane, pentru 200 de persoane și în această stare aduce atingere de aceste evacuări, iarăși se duce la oprirea funcționării. Dacă am avut echipare cu instalații de semnalizare sau de stingere a incendiilor și o dezafectăm, da? La fel se ajunge la oprirea funcționării. Ca să pun punctul de ei, încă o dată, oprirea funcționării nu este legată de existența, inexistența autorizației, ci este legată strict de condițiile pe care le oferă acea construcție utilizatorilor ei. Da? Pentru că de multe ori apărea această întrebare și ca să vin în comentarii, că m-a întrebat și presa ieri, în județul Neamț nu au fost descoperit niciun obiectiv din momentul apariției acestei hotărâri de guvern și până în prezent. Da, vă rog, alte întrebări. Aici, genul acestor discuții le dezvoltăm în particular, să zicem. Nu, în cazul acestui atelier de lucrări, relevant este suprafața, nu numărul de utilizatori. Nu face obiectul la vizirea autorității. Deci, întrebarea era dacă la un atelier cu 10 muncitori este necesară obținerea vizului sau autorizației. Discutăm despre suprafață, la o clădire de producție, având doar 100 de metri pătrați, obligația este undeva la 600, și atunci nu este obligatorie obținerea acestor lucruri. Ați afirmat că pentru hidranți nu se admite, nu se admit conducte din plastic. Mă refer că sunt fost să referiți la cei interiori. Dar la hidranții exterior este admis. Acele conducte care se bagă în pământ. Hidranții exterior sunt încărcați, deci conducte de alimentare proprie sunt încărcate în pământ. Da, la 1 metru, 1 metru. În timp ce la hidrantul interior, el este pozat în mod aparat și poate intra în portal. Deci la exterior se admite, da? Da, aveți proiectat, da, eu vă mulțumesc mult pentru clarificările care le-ați adus, pentru că ne-a fost foarte importante și foarte bine pusă la punct. Iar privind implicarea foștilor angajați de la MISU în activitatea de consultație o găsesc foarte bună, pentru că sunt niște oameni bine pregătiți care pot să informeze foarte exact la
de partea de trafic de influență este o altă problemă, dar implicarea lor eu o găsesc chiar din da, aici sunt de acord cu dumneavoastră în sensul că un cadru militar care a activat această structură timp de decenii cunoaște, să spunem, acest fenomen și înțelege foarte bine modul în care trebuie soluționat. Atâta timp cât este făcut cu bună credință, este de apreciat și poate chiar de recomandat. Eu zic că la nivelul de ziua, cu bună credință, cât știu eu, problemele semnalate în alte județe, sper să rămână în județe respectiv. Probleme, bineînțeles, negative, pe aspecte care se creează ideea la un moment dat, nu? Că dacă a lucrat aici, pe mine este dincolo de foarte, el se cunoaște cu oamenii respectivi și au închide ochii. Este exclus ca cineva să nu să închide ochii, pentru că, dată, sunt prea mulți ochi ai instituțiilor competente ale statului pe acest fenomen, încât să ne permitem să ieșim din sistem prin partea comunitate. Partea până la urmă este că am lucrat sigur, cu mulți ani în urmă, am lucrat la prevenire în special și m-a ajutat foarte mult în ok. Da. Dacă mai sunt foarte generale, să zicem. Domnul Murgulescu, haideți să fac ceva, vreau să fac o precizare care poate să... Da. Subiectul este al zărilor. Asta nu presim. Subiectul este foarte, foarte important. Domnule, domnule. Eu înțeleg, adică, situațiile sunt diverse. Suntem firme care, chiar nu am luat, cumpărat niște clădiri și desfășurăm niște activități mai mult sau mai puțin periculoase sau care au un impact deosebit. Sau, în primul rând, clar, nimeni din noi nu dorește să aibă evenimente neîndorite, mai ales când e vorba de viața și sănătatea cu oameni. Indiferent cât de important suntem sau cât câștigăm sau ceva. Riscul este de diminuat. Probabil. Deci, aceste clădiri care le-am preluat, sigur că, dar o parte probabil că le vom dărâma, pentru că începând cu 1 ianuarie 2018, taxele locale vor crește de 5 până la 10 ori. Atenție, adică atenție. O chestiune. Peste noi, agenții economici, prin lucruri foarte grele, de la, am mai spus-o la ultima întâlnire, cu handicapații care pregătiți-vă banii pe 25 să plătim la statul român, sigur că da, și de ce de pe TVA-uță care încă se bântuie, s-a bântuie de CIS și alte lucruri. Vreau să vă spun că o societate comercială apasă foarte multe responsabilități. Sau pe acest administrator, toate încep cu administrator. El se funde împușcat de Dumnezeu de 1000 de ori, se funde împușcat. Calitate, SSM, PSI-ul, ISCIR, Parc Auto, AFE Române, Agenția de Mediu, Gestionarea Deșeului, ITM și așa mai departe. Și ori mai fișată. Ori mai fișată. Cred că vom găsi, sau până acum cel puțin faptul că a scos cuvintul noastră înseamnă că unii din noi chiar nu ne-am agitat. M-am agitat pe partea teoretică. Vreau să spun că se naște acum niște firme sau niște persoane care, pentru un scenariu de la securitate incendiu, începe de la 100 de mii de lei în sus proiectul, domnule colonel. Deci sunt niște sume colosal de mari. Colosal de mari, niște investiții uriașe. Pe o hală, nu știu, de 600 de metri sau 1000 de metri pătrați. Bașca să-i mai adaugă și partea de proiectare. Da. Care înseamnă RLV, înseamnă proiectare. Cu mulți de lucruri care, sigur, da, le știi, prevede. Apar, sigur, șpintele și tot ce este care ție trece de acel sublim. Deci, cred că noi, nu că trebuie să o spun și nu spun nicio noutate. Suntem de 27 de ani în Europa asta. Europa asta a avut sute de ani la dispoziție să devină perfectă și mai mult ca perfectă. Iar noi am intrat, știți cum am plenalitat, plecat și cu poponeața goală și se bate în noi îngrozitor. Toate se vor repede, foarte repede și cu mult, mult bau-bau. Și cu mult, mult bau-bau, care vreau să știți foarte bine ce înseamnă bau-bau. Acum, cred că dumneavoastră vom crezi într-adevăr instituția care să ne concilieze, să ne mai păsuiască, adică a păsui nu înseamnă îngăduință, nu înseamnă ilegalitate,
Probabil că tu sau eu vorbesc în dreptul meu să voi aborta sau sunt în echipa mea pornit să fac acele clădiri care sunt cu adevărat grave de pericol, unele se trag pe dreapta sau să pun buldozor apropo de impozitele locale, să le dărâm și să mai departe. Dar spirele de proiectare sunt foarte puține, deosebite puține. Am discutat cu cel puțin două, pe lângă faptul că v-am spus cifre sat de 100 de mii de lei. Și acum, Dumnezeu, sunt foarte încărcat, lucrez și la Gala, și la Pitești, și la Ionești, și mai departe. Sunt foarte puțini. De asta, probabil că fiecare din noi trebuie să vină la dumneavoastră și să prezentăm lucrurile așa cum sunt ele și să încercăm să găsim un grafic de a intra din aproape în aproape în ceea ce trebuie. Asta am pus să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Aceste întâlniri se fac nu doar la nivel județean, sunt inițiate de Securitatea Generală de întreaga țară și ca produs final, să spunem, ne pot genera niște concluzii pe care noi le trimitem, atât noi ca inspectori de județene, cât probabil și domnul președinte pe zona aceasta a mediului de afaceri. Dar acest calendar de conformare poate că există în alte țări și poate chiar și la noi nu am conștiință la alte instituții de privința calendarului de conformare. Dar este o zonă de reglementare legislativă, noi nu putem decât să facem propuneri și dacă vor fi considerate pertinente atât din partea instituției și din partea Camerei de Guvern, probabil că se vor materializa plan legislativ. Și atunci să vină un calendar de conformare de o clădire de producție, să zicem, unde poate duce atingere cetățeanului de rând, care un utilizator care vine de zi, zi de zi vine la serviciu în clădirea respectivă, dacă se va găsi pe înțelegerea mea, în felul reglementării, poate să capete o formă legală. În ceea ce privește construcțiile preluate, mai este o discuție legată de articolul 15, dacă mă înșel, legea dispune pentru viitor. Așadar, aceste autorizații, nu înseamnă că orice clădire mai mare de 600 de metri pătrați trebuie să obțină autorizație. Ci trebuie să discutăm personalizat, că fiecare hotărâre de guvern, de când există clădire, dacă e făcută dinainte de 90 și nu s-a intervenit pe ea cu extindere modernizări, schimbări de destinații, până în 91-92 nu exista obligativitatea obținerii avizului. Erau alte modalități de aplicare a legislației, să spun. Și atunci, legea dispune pentru viitor. Și e de văzut, în momentul punerii în funcțiune, când a intervenit, ce hotărâre de guvern era valabilă în momentul respectiv și dacă la momentul respectiv era sau nu era obligatorie obținerea autorizației. De asta zic că discuțiile personalizate sunt cele, sau aplicate, efectiv, până am studiat, sunt cele mai multe pentru dumneavoastră. Da, vreau să fac o precizare. Înființarea acestui birou unic la Camera de Comerț și Industrie și Sănătate, suntem doar al doilea județ în care acest birou s-a înființat. Cred că suntem singurul județ în care acest birou chiar funcționează. Ne-am arătat foarte mult să ținem legătura cu dumneavoastră firmele și de multe și cu unitățile administrative teritoriale, în sensul în care primim în fiecare lună, până când are loc această ședință a biroului unic, primim toate solicitările de consultare pe o temă anume de la dumneavoastră. Noi le centralizăm și le ducem spre unitățile care se adresează, spre ISU, spre finanțe, spre sănătate publică sau acolo unde dumneavoastră aveți probleme. Rugămintea noastră este ca aceste probleme să fie transmise pentru că atunci când ne întâlnim cu reprezentanța ai unităților care reprezintă în teritoriul Guvernului României sau unități care au responsabilitate pe diferite domenii, să venim efectiv cu răspunsul, cu soluția la întrebarea dumneavoastră. Întâlnirea de astăzi este prilejită de acest moment, de expirarea unui termen. De expirarea unui termen care de multe ori n-a fost perceput
ca și importanță pentru mulți operatori economici. Suntem cumva într-o... Suntem cumva într-un moment în care, este într-o situație destul de sensibilă. ISU trebuie să-și facă treaba. Are o lege, are un termen, trebuie să se conformeze legislației care reglementează activitatea. Firmele au toate constrângerile pe care le-a prezentat și domnul Mărgulești și pe care le știm cu toții. Trebuie să găsim acel echilibru, acea înțelegere în care comunitatea să meargă mai departe, comunitatea de afaceri, comunitatea noastră a tuturor, să lase firmele să funcționeze și să producă venituri la bugetul de stat și invers să ne protejăm de ceea ce înseamnă risc la incendiu. Și în acest considerent credem că această consiliere, această legătură între dumneavoastră și această instituție, faptul că există posibilitatea să obțineți consultanță direct de la specialiști, faptul că există și camera de comerț între caliat, între operatorii economici și instituții și ne puteți adresa întrebări pe care noi să le ducem mai departe, zicem că găsim o portiță să mergem mai departe. Ce spunea domnul Romel, că vom identifica acele inadvertențe și forme care unele sunt încărcate. Am identificat, că știu și dumneavoastră, și noi. Există posibilități să propunem niște prorogări de termen, niște separări pentru mine de activitate. Lucrul acesta trebuie să vină din partea noastră, le sintetizăm și le ducem mai departe, așa cum am făcut de fiecare dată, cu problemele pe care le-am primit la dumneavoastră. Esențial este ca să colaborăm, să ne știm problemele, să le aducem spre rezolvare. Nimeni nu o să elimine din legislație absolut definitiv această obligație de a fi autorizat. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să înțelegem că ușor cu eforturi deosebit de grele, va trebui să rezolvăm aceste probleme. Este și cealaltă soluție. Puteți să faceți tot ce trebuie din punct de vedere ISU, să o faceți perfectă și a doua zi să închideți spațiul respectiv. Vă dau exemplu că am această experiență. Am făcut tot ce mi s-a cerut la standard de top, magazinul din Pierre Neamț, am făcut analiza pe el, este pierdut și l-am închis. Deci asta este viața dură omului de face. Deci când a respectat legea și a menține pe piață. Aici trebuie un echilibru. De echilibru acesta poate fi menținut doar prin cunoaștere și implicare. Deci din acest punct de vedere, pentru partea a doua, pentru lucruri pe acelere, vă rog tot ce aveți și așa cum a prezentat și domnul colonel, mergeți pe atelierul, o să prezentați dumneavoastră care și de ce se ocupă. Întrebați tot ce aveți de întrebat, că rolul acestei întâlniri este să plecăm cu niște lămuriri. Dacă este posibil să le obținem astăzi, dacă nu, să le putem pregăti pentru viitor. Eu mă bucur că este atâta interes și mulțumesc domnul colonel și colegilor dintre noi care întotdeauna, eu cel puțin am avut un sprijin mai mult decât mă așteptam sau doar acum ori, când am avut de rezolvat o problemă. Apelați adunări că sunt oameni care știu ce trebuie să facă și știu să găsească un răspuns la o problemă. Vă mulțumesc, domnul colegi. Vreau să mai adaug ceva la ceea ce am spus legat de acestui colegi de pe urmările și ce a spus, dar chiar asta vreau să menționez. Pe parcursul în care eu am făcut documentația pentru o extindere la construcția de capital autorizată și a trebuit, modificându-se legislația, sau trebuie, dar bine zis, să reautorizeze întreaga investiție. Nu e nicio problemă, asta este legea, o respectăm. Dar, pe măsură ce am elaborat documentația și, într-adevăr, că lipsa proiectanță la atelierul a fost un factor foarte grav care m-a împins până în pragul de 30 septembrie ca să pot depune documentația, a făcut pe la scurt timp, înainte de o trecute, să închid o activități.
și să recompartimentez, să schimb destinația spațiilor pe care avea. Asta a însemnat reproiectare în oare care măsură și asta m-a dus și m-a dus mai departe. Și sunt în pragul, din cauza lipsei forță de muncă, din cauza pieței care în România nu este liberă și funcțională în mod real, pentru că trebuie să spune că factorul politic se implică în economie și ne creează distorsiuni foarte mari, ceea ce duce la... Eu am trăit mulți ani în străinătate și am lucrat foarte mulți ani acolo, de la nivelul de jos până la nivel foarte înalt. Și știu cum funcționează societatea acolo. Noi nu avem prețuri, nu avem profit operațional și nu reușim să facem investițiile necesare. Vedeți, mergeți în Germania, deci sunt țările dezvoltate, să cumpărați utilaje. Uitați-vă la profitul lor și ce putere economică au și ce putere economică avem noi. Ei vin și concurează cu noi pe piața noastră și ne omoară. Pentru că au putere economică, noi nu avem. Din acest motiv, lipsă de, și de consumatori, pentru că a plecat lumea din țara asta. Domnul Daria, cu tot respectul ca totul astea, haideți să lăsăm să urmărească oamenii pe probleme. Dar este o problemă. Dacă ne plângem, nu o să ajungem nicăieri și nu ne obligă nimeni să fim oameni de afaceri. Președinte, nu vă plângem, eu am închis cu bună știință o activitate, e că sunteți oprit la doua și să nu întâlnă sigură și mă vedeți ce fac, dar eu spune ce zic, schimb destinațiile și... Are domnul președinte spațiul la liber, ci că l-are liber și-l de gratuit. Mulțumesc, spații am și eu, dar ce să fac? Da, l-am pus la bun.